Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Astăzi noi vom prezenta a treilea sondaj. Primul a fost efectuat în luna octombrie, care vom încerca să comparăm anume cu acest sondaj, deoarece în octombrie a fost campanie electorală. În luna ianuarie este perioada mai pasivă a activității politice. De ce noi am vrut să vedem procentele a partidelor și politicienilor, anume care va fi startul acesta. De ce vom trece deodată deja la prezentare și pe parcursul voi comenta cifrele prezentate. Vă rog pe domnișoara Tatiana să prezinte. Volumul eșantionului este de 1134 de persoane. Marja de eroare constă în plus minus 3%. Perioada de culegere a datelor 16-23 ianuarie anul curent. Din tot eșantionul, după gen, nu se vede. 51,4% de femei, 48,6% bărbați. După vârstă, de la 18 până la 24, 8,9%, de la 25 până la 39 de ani, 29,3%. De la 40 până la 60 de ani, 27,7%. La întrebare, cum apreciați schimbarea puterii în stat, spre bine, au răspuns 31,1%, spre rău, 29,5%. Nu s-a schimbat nimic, au răspuns 16,8%. Greu de răspuns, au spus 22,6%. Aici observăm o schimbare de la 49% care au răspuns nu s-a schimbat nimic în octombrie, la 22% care la momentul dat este cea mai mare, deja în ianuarie, care încă nu știu cum să răspundă, cum s-a schimbat această putere. Adică sunt indeciși mai degrabă și așteaptă trecerea acestea din așteptări în realizări. La întrebare, care sunt cele mai importante probleme care trebuie rezolvate? Răspunsul este minimul de existență și prețurile, 21,1%. Venit mic, 19,3%. Șomajul, 12,2%. Medicină, 11,3%. Pensiile, 10,2%. Aici putem observa că primele trei principale probleme sunt economice, de fapt. Această întrebare pe noi ne-a interesat mai mult din cauza să vedem strategia partidelor, deoarece partidele permanent fac acces în programele sale pe unele probleme. Noi vedem cum ajung mesajele cu aceste probleme la cetățeni și aici, apropo, noi vedem că legea este doar 4% și reformele. Adică pe oamenii, societatea nu a înțeles cum poate să beneficieze din cauza reformei justiției sau încă nu știu acest lucru. Adică mesajul cu reforma justiției nu a ajuns la societate. Pe parcurs avem câteva întrebări care mai concret vor răspunde de ce acest mesaj nu a ajuns la societate. Da, dar nu știm, la dâns și calculator, din păcate, de rău nu prea este. La întrebare, cine credeți că are mai mult de pierdut în urma coaliției PSRM acum, doar PSRM au răspuns 7,5%, doar PAS au răspuns 11,7%, doar PPDA au răspuns 23,5%, doar acum au răspuns 15,5%, PSRM și acum 10,2%. Opoziție 5,2%, toți 19,2%. Aici observăm iarăși o schimbare destul de mare. Dacă în luna octombrie majoritatea credeau că
vor pierde din această coaliție socialiștii, deja vedem că 23% consideră că a pierdut anume PPD-ul, nici nu blocul acum împreună. La întrebare, cunoașteți că pe data de 15 martie 2020 vor avea loc alegeri parlamentare noi în circumscripție numărul 38 Hâncești. Nu, au răspuns 67,5% și da, au răspuns 32,5%. Aici noi am vrut la început să vedem dacă societatea cunoaște despre aceste alegeri noi parlamentare care vor fi în circumscripția din Hâncești, dar pe parcurs au apărut încă o întrebare destul de interesantă. Am încercat duminică să adăugăm încă o întrebare în chestionarele. Am obținut un rezultat cu un eșantion mai mic, de mai mult de 500 de răspunsuri, la care putem observa că o temă, alegerile din Hâncești, despre care majoritatea societății nu cunoaște, a provocat tensiuni între partidele PAS și DA, despre care, apropo, cunosc două treimi din societate. Adică despre acest conflict intern cunosc mai mult decât despre alegerile din Hâncești. La întrebare, activiștii din care partid sunt prezenți în localitatea dumneavoastră? Răspunsul este PSRM 86% fix, PDM 66%, Partidul Șor 46%, PAS 27%, PPDA 22%, Partidul Nostru 16%, PCRM 8%, PLDM 4% și PL 2%. Aceste rezultate, apropo, sunt aproape proporționale rezultatelor locale și anume aceste rezultate ne arată de ce anume mesajele a liderilor de partid nu ajung la societate. Noi vedem că partidele cu un procent de prezență în teritoriu mai mic, evident, mai greu să aducă mesajul său sau programul sau strategia la electorat. De ce vor avea nevoie de teme, să zicem, adăugătoare care sunt mai populare în societate, ca de genul geopolitică pot folosi. La întrebare, cine din politicienii din Moldova credeți că ar putea să îmbunătățească viața dumneavoastră? Igor Dodon, 32,4%, Maia Sandu, 22,6%, Pavel Filip, 6,9%, Ilan Șor, 3,5%, Andrei Năstase, 3,3%, Renato Usati, 2,3%, Vladimir Voronin, 2,1%, Zinaida Greceanu, 1,9%. Nu știu sau n-au răspuns, 25%. Aici observăm că rămâne un mare procent de persoane care nu știu ce să răspundă doi lideri, rămân pe aceeași poziție, domnul Dodon și doamna Sandu, iar ceilalți puțin au scăzut, bine, în marjă de eroare. La întrebare, în ce măsură aveți încredere în următorii politicieni? În mare măsură au răspuns Igor Dodon, 38,4%, Zinaida Greceanu, 26,4%, Maia Sandu, 23,1%, Ion Ciban, 15,1%, Ilan Șor, 14,9%, Renato Usati, 12,6%, Pavel Filip, 12,5%, Vladimir Voronin, 12%, Ion Chicu, 11,7% și Andrei Năstase, 10,2%. La întrebare, dacă duminică viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, cu ce partid ați vota? Răspunsul este PSRM 31%, PAS 21,3%, PDM 8,2%, Partidul Șor 3,7%, PPDA 3,1%, Partidul Nostru 2,7%, PCRM 2,6%, Alt Partid 3,8%, Nu Votez 9,3% și Nu Știu sau N-au Răspuns 14,3%.
la întrebare dacă duminică viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, cu ce partid ați vota? Din cei deciși, PSRM 40,6%, PAS 27,9% și PDM 10,7%. Aici, în comparație cu sondajul din octombrie, noi vedem că rămân pe aceeași practic poziții trei partide, PAS, PSRM și Partidul Democrat. Celelalte trei partide, Partidul Șor, Partidul Sată și Partidul Domnului Năstase, vedem că au scăzut destul puțin, că nu pot, nu trec în Parlament, însă, dacă țineți minte, în octombrie, noi am prezentat rezultatele în care toate cinci partide intră în Parlament. Deci noi putem vedea rezultatul care este în campanie electorală și rezultatul care este în perioadă mai pasivă politică. Deci putem la momentul dat confirma că aceste trei partide oricum rămân în joc, au posibilitate de mobilizare a electoratului destul de bună, mai ales Partidul Șor și Partidul Usate, care sunt partide numite de noi, așa zicem, zonale, pentru că am partidul nostru în zona de Bălți are un rating destul de mare, Partidul Șor are în zona Orhei destul de mare, care lor îi permit să obțină în momentul mobilizării 5-6%. La fel, la aceeași situație, pe când vedem și la domnul Năstase, la partidul PPDA, care iarăși are o capacitate de a mobilizare a electoratului, totuși vedem cum poate crește acest rating de la 3-5, iarăși până la 5-6, adică rămân în joc politic destul de jucători care pot să schimbe situația în Parlament. Și dacă acest lucru nu se va întâmpla și în Parlament vor intra doar 3 partide, vedem situația cum va arăta în Parlament. Adică Partidul Socialiștilor vor adăuga încă plus 16 mandate, Partidul PAS va adăuga 22 mandate, Partidul Democrat va pierde 23 de mandate. La întrebare dacă duminică viitoare s-ar organiza alegeri prezidențiale, pentru cine pentru care reprezentant al partidului ați vota? PSRM 35,4%, PAS 24,3%, PDM 4,7%, Partidul nostru 2,3%, Partidul Șor 2,1%. Noi ne-am oprit anume la candidați a cărui partid, deoarece până când nu se știe cine vor fi candidații, dacă vor fi un candidat unic, independent, dar rezultatele practic s-au menținut iarăși aceleași din luna octombrie. La momentul dat vedem doi concurenți despre care putem vorbi, este domnul Dodon și doamna Maia Sandu. La întrebare, ce viitor ați dori pentru Republica Moldova? Un stat în componența Uniunii Europene au răspuns 19,6%. Stat independent, neutru, 21,4%. Relații bune cu toți, 35,9%. Stat în Uniune Euroasiatică, 19,4%. În componența României, 3,7%. Deci cam tot aceleași. Cam acestea sunt cifrele de bază cu care partidele politice dau start anului electoral. Iarăși vedem că anul 2020 va rămâne un an hiperactiv politic, deci deja va depinde deja de strategiile a politicienilor și a partidelor care vor lansa, cu care vor merge la societate și dacă vor avea posibilitate să ajungă la, cu mesajele sale la un număr mai mare de cetățeni. Dacă aveți întrebări? Înțeleg că acest sondaj l-am realizat deja împreună cu asociația Spero. La comanda, Intelect Group elaborează sondajele doar propriile. Noi nu lucrăm cu cineva, adică nu le elaborăm. Pentru că suntem o companie de consultanță. Adică noi avem nevoie de cercetări ca să predăm serviciile de consultanță. Unele date noi arătăm bine, pentru că acest eșantion am avut 20 de întrebări, am prezentat doar 10, celelalte noi le folosim pentru consultanță în campanii electorale.
deja putem vorbi că vom încerca și data aceasta să facem un exit poll la circumscripția Hâncești, până când mergem, pregătim aceste lucruri, dacă vom reuși. Intelegrup, da. Toate cheltuielile le asumă compania Intelegrup. Asociația Spero? Spero, da, pur și simplu... În colaborare. În mare parte, ei ne vor ajuta în teritoriu. Ați menționat, cel puțin din ce mi-am notat eu, că în cazul în care vor avea loc alegerile din viitoare, PPD-ul, dacă nu greșesc, încă datele... Da, se vede foarte... 3,1%, da? Din câte înțeleg, este mai jos decât Partidul Șor, cum explicați? Da, de fapt, deja despre acest lucru s-a vorbit, pe dreapta, PASU și PPDA sunt concurenți, de fapt. De ce? În momentul când crește ratingul lui PASU, evident, va scade și ratingul PPDA-ului. Ce ține de Șor, Șor... De ce crește ratingul PASU și descrește celălalt PPDA-ului? Pentru că electorat, de fapt, nu există mai mult electorat pe dreapta. Adică cineva trebuie să obțină mai mult, cineva mai puțin. Șor nu este concurentul PPDA-ului. Șor are, e destul de interesant partid, ca și partidul nostru, au un rating destul de mare în zonele lor, adică Orhei și Belțu. Se menține până la 80-70% și în regiunile apropiate. Doar acolo procentul celor care obțin aceste două partide, partidul nostru și partidul Șor, lor îi permite să ajungă aproape de 4%. În momentul când reprezentanța partidelor acestea în teritoriu va fi mai mare, evident și crește și procentul acestor partide. Și noi am observat, partidul Șor, prezența partidului Șor este pe a treilea loc. Adică activiștii sunt mai activi. În momentul acesta, când PPDA-ul se va axa mai mult pe structuri teritoriale și va aduce mesajul... Când menționați că sunt mai activi, noi să înțelegem, nu știu, acum au loc întâlniri... Nu că întâlniri, bine, fac activitate, se întâlnesc cu oamenii, asta deja trebuie să întrebați partidele. Da, noi am făcut, noi întrebăm doar, adică oamenii, adică ați văzut membrii de partid, care partid ați văzut în dumneavoastră întâlnituri. Ei bifează, adică ce fac ei cu dânsii, deja trebuie să întrebați partidele. Privitor la, vedem totuși că PSRM-ul este liber în încredere. Și în cazul în care vor avea loc alegeri, PSRM-ul ar acumula 35%, PAS 24%. Vedem că PAS-ul, adică nu e o diferență foarte mare. Diferența nu este mare, PAS-ul chiar a crescut cu 2-3% în comparație cu celălalt sondaj. PSRM-ul, de fapt, nu are concurență. Noi vedem bătălia aceasta între blocul acum și PSRM, dar ei nu sunt concurenți. Ce n-ar face PAS-ul, de exemplu, metode de a lovire în PSRM, nu lovesc în electoratul PSRM-ului. Adică, iarăși, încearcă să convingă același electorat care și așa nu votează. De ce ratingul mare PSRM-ului, el se menține. Mai mult ca atât, dacă țineți minte, în octombrie, era anume acel moment când electoratul PSRM-ului începea abia să se dezamăgească, adică pentru că a predat toată puterea guvernului PAS. Dar vedem că această așteptare iarăși s-a mobilizat după ce a venit guvernul Chicu. Încă nu a trecut suficient timp ca electoratul să facă concluzia, adică este spre bine sau spre rău. Noi vedem 22%, când încă nu s-au decis, adică nu știu ce să zică. Măcar că noi considerăm că în deosebire de guvernul Maia, guvernul Chicu nu are aceste 100 de zile, pentru că a fost o foarte mare perioadă de campanie electorale, practic 2019 a fost o campanie electorală și guvernul a fost infectat de această campanie electorală care a durat un an de zile. De ce trebuie, dacă să mențină ratingul, este nevoie să vină deja acum cu niște rezultate concrete. La alegeri prezidențiale, că se numeau înainte un candidat, a fost în top, urmat de PAS și PD-ul care are 4,7, dar nu greșesc.
Adică dacă înainte au candidat, cum explicați această cădere? Cădere pe deulă? Da. Sau? Bine, evident, ceea ce s-a întâmplat în 2019 a lovit foarte tare ratingul adică partidului. Adică în cazul în care ar înainta un candidat la prezidențiale, șanse sunt minime? Da, șanse sunt minime, pentru că ratingul a căzut. Dar Partidul Democrat, la momentul dat, este un partid destul de interesant, deoarece ratingul este mic, dar noi vedem prezența în teritoriu, noi vedem că sunt două zone în care ratingul Partidului Democrat este mare. Apropo, în zona să fie acum alegerile parlamentare repetate, da, este vorba despre Hâncești, unde au șanse destul de bune. Bine, încă nu avem sondajul de la Hâncești, dar în care va fi mai clar. Și acest procent îi permit să mențină totuși un procent de 4, 5, 6% la prezidențiale. Mai mult ca atât, bine, pot să deschid așa unele paranteze, am observat la legile precedente noi din Nispăreni, lucruri foarte interesante, în care sondajele arătau că câștigă candidatul Partidului Democrat cu o mică diferență, de fapt, dar era un mare procent de oameni care nu știu pe cine vor vota. Dar în final, totuși, noi am văzut că Partidul Democrat a câștigat în această circunscripție cu diferență destul de mare. Totuși, era o perioadă când electoratul Partidului Democrat s-a retras în, așa zicem, zonă nu știu, adică care nu răspund pentru cine vor vota. Ați declarat că în cazul unor alegeri parlamentare, PSRM ar aduna încă 15 mandate sau 16. Asta înseamnă că obțin majoritatea sau? Da, ei obțin. Dacă va fi după legea nouă, sistemul proporțional, ei obțin majoritatea. 52-53 de mandate, dacă nu greșesc. Și, bine, acest lucru că, de fapt, nu au concurență și partidele care sunt concurente, sunt cu un procent destul de mic, noi vedem partidul nostru și partidul Șor, dar, practic, sunt la limită și nici nu trec în Parlament la momentul dat. Deja va depinde de campaniile electorale acestor partide, dar aceste partide noi am văzut că s-au axat foarte bine zonal, adică la nord și la Orhei, și practic nu întreprind măsuri în alte regiuni. Mai spuneați că duminică urma acelui sondaj, dacă putem numi așa, mai mulți oameni cunoșteau despre divergență din cadrul blocului acum privind alegerile din circumscripția Hâncești, decât despre faptul că vor avea acolo loc alegeri. Cum ați explicat acest lucru în rândul societății și al oamenilor care? Bine, explicat foarte ușor, deoarece societatea permanent se interesează de conflicte, de certuri, decât de lucruri, așa zicem, mai plictisitoare, ca alegeri într-o anumită circunscriție care pe dânsii nu-i vizează. Și, de fapt, s-au interesat anume de acest conflict. Mai mult ca atât, acest conflict, de fapt, el era deja apărea uneori, era ascuns, pentru că, de fapt, în luna octombrie, în noiembrie, deja se știa că vor avea loc alegeri noi parlamentare în Hâncești. Adică nu era secret. În momentul dat, când domnul Botner s-a întors la primărie, era clar. Iar aceste partide, și noi, apropo, am vorbit despre acest lucru și în octombrie, la conferința precedentă, și în noiembrie, și în momentul cealaltă, trebuia deja să înceapă negocierile. În momentul când aceste două partide au scos negocierile în public și au încercat, au început, bine, nu chiar erau certi, dar să discute în public acest lucru, evident au provocat unele reacții. Mai mult ca atât, bine, în sondajul dat încă nu se vede rezultatul acestui conflict. Dar cred că undeva dacă vom avea un sondaj peste 2 săptămâni sau 3 săptămâni, cine dacă va prezenta o altă posibil companie, noi acest lucru vom observa, pentru că dacă țineți minte la alegerile locale, blocul acum a obținut ca număr voturi mai mult decât candidatul comun. Adică deja este o diferență de procent din aceste două partide. Și oricum acest lucru poate să agraveze și acest procent care nu votează un anumit candidat comun sau altul poate crește, de exemplu, până la 3-4, cât mai tare va fi conflict, putem vorbi că atunci, în momentul cealaltă, dacă se vor uni aceste două partide, nu vor avea un procent egal la care să așteaptă. Dar această cifră de 65%
50% persoane care nu știau despre alegerile din Lungești nu sunt colectate doar în Lungești? Nu. Asta în toată țara. Dar noi ne-a interesat. Bine, evident că în Hâncești lumea cunoaște și situația e altfel, dar asta în toată țara. Pentru că de fapt, noi considerăm că, bine, pentru țară este un lucru destul de important, pentru că va fi un plus deputat în Parlament, asta una, două, că circumscripția Hâncești, cum și-am zis, este destul de interesantă. Dintr-o parte, noi putem vorbi că este o circumscripție pro-europeană, însă 70%, anume în această circumscripție, fac mai mult accent pe candidați care au deja un feedback, adică au realizări în această circumscripție. Deci nu neapărat că candidatul pro-european va câștiga în această circumscripție. Și rezultatele care noi am obținut încă în alegerile din februarie, când am făcut cercetările pe această circumscripție, arată că în mare parte persoanele cu susținere notoră din teritoriu pot câștiga această funcție. Mai sunt încă întrebări? Mulțumim. Noi vă mulțumim frumos. O zi bună.